Nu toți oamenii care ies din viața noastră sunt de fapt o pierdere, pentru că de cele mai multe ori oamenii care ne lasă când avem cea mai mare nevoie de ei ne fac un serviciu, pentru că ne arată că de fapt nu au fost niciodată lângă noi. O persoană care renunță la o relație atunci când intervin niște momente puțin mai grele îți arată doar că nu a vrut niciodată să se implice serios, ci doar a avut nevoie de o companie sau a vrut puțină distracție, așa că nu regreta acea persoană. Nu regreta persoanele, prieteniile sau relațiile care se termină în genul ăsta, pentru că ei îți arată doar care au fost adevăratele lor intenții. Nu regreta oamenii de genul ăsta pentru că ei, de fapt, nu au fost niciodată lângă tine. Și poate că ți este greu să înțelegi asta și te înțeleg perfect. Însă oamenii temporari lasă lecții permanente. Și ceea ce te învață oamenii de genul ăsta care te lasă atunci când îți este cel mai greu, îți arată doar că cei care țin cu adevărat tine o să rămână lângă tine atunci când îți este bine, dar și atunci când îți este greu. Așa că în loc să-i regrezi pe cei care pleacă, mai bine învață să-i apreciezi pe cei care rămân lângă tine.